estimatul comunei numărul 254 din 20-10-2022, suntem invitați să participăm la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, care are locul dată de 10-10-2022, orele 15, sala de ședințe. Supunem la vot ședința anterioară. Conform invitațiilor primite, supunem la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este următoarea. Punct numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant pentru autoturismul Dacia Duster, inițiator primarul comunei. Domnul Bucur, bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. După cum știți, primăria a achiziționat un Duster. Vechiul Duster era pe administrația publică, adică pe primărie, a rămas tot pe administrația publică. Logarul era pe ISU. Dusterul va trece pe ISU, îl voi folosi eu, iar consumul va fi același cum a fost la logar, 150 kg. Iar Dusterul vechi va rămâne pe primărie, la finanțe, la București. Iar dacă ne vom duce la București sau la Târgu Mureș sau la Iași cu Dusterul nou, vom face foaie de parcurs și de relație. Supunem la vot punctul 1. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și a căsării unui mijloc fix aflat în patrimoniul comunei Sândrești, de tipa comunii, creator, primarul comunii. Este vorba de logarul primului. Trebuie să scoate la casare. Deci punem la vot punctul numărul 2. Deci nu avem voie să ducem la fel. Dumneavoastră, domnul secretar, cunoaște mult mai bine legislația. Vom anunța mai multe primării care vrea să-l introducă în inventarul comunei respectiv. Dar cu siguranță nu va lua nimeni, pentru că este vechi și chiar nu mai merge. Din 2008. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de preluare în concesiune a unui teren în vederea concesiunii unui curse la investiția Cămin Cultural Sângrei, inițiator primarul comunei. În spatele cooperației știți că este o fosă. Și noi am concesionat suprafața aia de 20 de metri pătrați acum 8 ani, 8-9 ani de zile când s-a finalizat lucrările de la Căminul Cultural Comă. Contractul s-a expirat, trebuie prelungit astfel încât, trebuie prelungit. Și îl prelungim încă 2 ani de zile, adică o perioadă scurtă de timp. Astfel încât să fie dat în folosință canalizarea anul viitor, bătarea obligată, spuneam, un an de zile, n-a spus 2 ani de zile. Consumul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 68/27/11/2020 privind înscrierea în domeniul public al comunei Sândreni a unui imobile, terenul cu destinație de drumuri publice, inițiator primarul comunei. Având în vedere că noi avem un proiect bunașamente și racorduri în comuna Sândreni, județul Bacău, și ca și condiție esențială este ca acele drumuri să aibă cadastru. Adică nu putem efectua branșamente, ne avem cadastre pe acele zone. S-a efectuat cadastre pe 32 de cadastre. Da. Și multe dintre acele drumuri, nu au fost incluse în inventarul domeniului public. Sau s-au modificat suprafețe. Domnul secretar, o să vă spună mai multe despre. Nu, deci chiar despre asta este vorba, s-au modificat suprafețele. Deci face de ceea ce a fost înainte. Ca să poată să fie intabulat. Deci drumul respectiv va fi intabulat. Adică, am avut o anumită suprafață. S-a făcut ridicarea topo și s-a constatat că suprafața dată prin monitorul oficial este diferită față de suprafața din ridicarea topo. Și atunci, domnul secretar, am modificat inventarul. Și va mai fi încă una la fel. Încă una la fel. Același lucru și 6. Supunem la vot punctul numărul 4. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2022, ianuarie 2023. Următorul,
primarul 5, de acolo, de acolo. Da, de acord. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 17 din 29 a 9 a 2016 privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Sângurene soțit prin hotărârea Consiliului Local numărul 17 din 29 a 9 a 1999 modificat prin hotărârea Consiliului Local numărul 3 din 24 aprilie 2023 și numărul 11 din 6-7-2005, inițiator primarul comunei. Distinția între punctul 4 și punctul 6 este că 4 erau în domeniul de inventare sau modificat suprafeței, iar 6 anumite drumuri nu erau în domeniul de inventare, s-au făcut ridică topo și s-au introdus în domeniul de inventare. Se vor introduce în domeniul de public al comunei sau și primul inventar. Adică domnul secretar știe despre ce este. Deci se vor introduce în domeniul public, iar în inventar se, pe baza unei hotărâri de guvern. Acum s-a modificat legislația. Și punem la tot punctul numărul 6. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, inițiator primarul comunei. După cum ați văzut și la televizor, s-au alocat în fondul de rezervă al statului anumite sume către unitățile administrative teritoriale pentru reparații curente și pentru cheltuieli de capital. Nouă ni s-au alocat 315.000 de lei, adică 3.150.000. Reconsiderăm ca și venitul la bugetul local 315.000. Unde s-au dus acei 315.000? În general, trebuie să te gândești ca și o donator de credit ca anul viitor să ai investiții, să te poți mișca. După cum vedeți, punctul 4 și punctul 5 ține de branșamente și racorduri. Am făcut 32 de cadastre plus planul de situații în faza de TAC și ridicări de top, respectiv ridicări de top. Valoarea lor, de exemplu, un cadastru costă, mi-a luat 800 de lei. Nu știu, nu i-am luat 800 de lei, atât de cadastru. De la 600 de lei. De la 600 de lei. Deci 32 de cadastre plus rate, vor 900 și ceva, 1 miliard numai planul de situații fața de TAC, în ridicările tot plus cadastre. Adică am pus banii acolo ca să putem să plătim, lucrarea nu este gata, când va fi gata. Avizul de la Drumul Național. Ne costă nu mult, extraordinar de mult, dar se pare că prea putem să-l obținem. Am încheiat un contract pentru avizul de la Drumul Național pe 25.000 de lei, că atât era, s-a modificat pe 75.000 de lei. Cei de la Drumul Național vrea modificări pe planul de situație pe fiecare om în parte și soluții pe fiecare om în parte. Adică dacă e făcut racord, branșamentul omului, să fie pe schiță. Uitați-vă că are 3 luni de zile de când lucrează proiectantul de la Iași, nu reușește. A reușit până la un moment dat, s-a dus în ședință, iar în ședință s-a respins documentația motivând faptul că de la axul central, deci să eu mai încerc așa. Conform legii 43 din 1977, legea drumurilor, nu se preciza ampliza drumului, adică distanța dintre gard și gard. Când a apărut ordonanța 43, coincidență 43-43, spune că ampliza drumului este de 26 de metri, minim 26 de metri, adică de la central până la proprietatea ta 13 metri. Cei de la Drumul Național precizează că trebuie să se strice toate gardurile la Drumul Național. Și că minele să se monteze la 13 metri față de dunga principală. Este o absurditate, având în vedere că efectul unei legi nu produce efecte, o lege nu produce efecte retroactiv. Adică, presupunem că Iulian Tepăduș sau Petrică Clopotaru, părinții lui sau părinții mei, au construit acel gard în 1992, când era în vigoare legea 43 din 77, nu era în vigoare legea 43 din ordonanța 43 din 97. Adică, părinții mei au construit acel gard în 92, când am prins la drumul, nu preciza 13 metri, nu preciza de la ax 13 metri sau de la ampriză, ampriză 26 de metri, și nu știu ce o să se întâmple. Am vorbit la minister, vedem ce se întâmplă. Și am alocat acolo, vin voi, am alocat acolo 75.000 de lei. Eu m-am mai alocat 70.000 drumul Podoala de la Drumul Județean,
am plătit până acum 4 milioane, jumătate, mai avem plătit 50.000. Vom face niște rigori puțin spre canal la vale 50 de metri, 70.000. Pentru date și împodobirea bradului de Crăciun, 45.000 de lei și încă 5.000 de lei să punem ceva pe galbul ăsta, niște piatră, să vedem dacă reușim. Și s-au dus 315.000, adică mare, cum spune omul, mare brânză nu facem cu banii ăștia, 315.000, dar ne pregătim pentru brașamente și raportul pe anul viitor, nu mai avem de scos decât avizul de la Guvernul Național. Trebuie să facem instalația anuală și acum la copii. Și acum... Bun, atunci am dat acord, acum... Aceeași situație a fost aici. Domnul Național, aceeași situație a fost aici. Aș făcut, o să vă spun în particular ce s-a întâmplat. S-a chinuit primarul de la Gimeș-Făget 2 ani de zile. E exact aceeași. Ei au avut și ei. Avem, cum să nu, avem aviz, acordul la Guvernul Național. Exact cum a fost cu Pugu, o prostie să facem prin spatele proprietăților oameni drumuri corectoare. Adică, să-ți apropii Pugu prin spatele grădinii tale de nuți, îmi dai mie primării, chiar prin spatele tău, îmi dai 6 metri, drum de servitude. Și îmi dai prin spatele tău să fac eu drum. Și trebuie să te... Nu, pe proprietatea ta. Pe proprietatea ta îmi dai 6 metri. Tu îmi spui, domnul primar, cum să faci drum pe proprietatea mea? E proprietatea mea. Și eu prin spate trebuie să fac drum, nu prin principal. Da, asta este. Suntem în raportul numărul 7. Raportul numărul 8 de desene. Da, puneți întrebări. Dacă nu vă spune, gândiți-vă ce întrebări. Să știți că a fost un an greu tale anul ăsta, dar... Eu și dumneavoastră, vă sunt, mă mulțumesc, sunt foarte mulțumit, dar se simte oboseală, deci în vocea mea se simte oboseală, oboseală enorm. Deci lucrăm foarte multe, gândiți-vă numai cele trei drumuri care s-au făcut atunci, au costat 32 de miliarde. Gândiți-vă drumul de la Câmpul Tisei de aici, să coordonezi toate lucrările alea cu regie propie. Au costat și ăla 90 miliarde, nu știu cât a costat, 10 miliarde, 500. S-a finalizat. Deci rețeaua de apă este finalizată. Canalizarea este finalizată, chiar acum a venit. Trebuie să facem rigore la drumul județean, dar nu închid contractul, când facem rigore la drumul județean, nu să doamna Ionea la Catan. Știți că am stricat acolo. Și să punem în funcțiune încă 3 pompe. Stăm cu acele 3 pompe de 6 luni de zile, având de vedere că Ion scoate la licitație pachete întregi de branșamente. Și a scos un pachet de nu știu câte branșamente. Și avem foarte mult timp că nu se semnează contractul ăla și stăm. Pentru că registrația s-a schimbat și-au dat seama că au greșit, au revenit la vechea registrație, adică două stații de pompare sunt legate la curentul electric, celelalte trei stații de pompare, inclusiv stația de acolo, nu sunt legate pentru că Ion nu semnează acele contracte. Așteptăm să semneze acele contracte. Deci s-a finalizat și apa și canalizarea. E ok. Atâta mai avem o mică defecțiune la canalizare. Neu Tucatan a spus în zona noastră că nu-i băgată țeava în zona noastră, în zona ta. Eu am văzut totuși tribolarea acum. Încercăm să verificăm. Totuși Neu Tucatan știe ceva. Să nu fie doar pe capătul lui. 2-3 metri, dar trebuie să verificăm. Da. Și gata, am un problemă acolo la biserica din închisă, s-au rezolvat problemele. Este gata. Dar nu poți să începi branșamente și racordurile până nu ai aviz de la Național. Nu poți. Avem aviz de la mediu, aviz de la apă, toate avizile am obținut. Toate. Avizul de la Național. Este o prostie să aplici o lege retroactiv. Nu se poate așa ceva. Acum cum a venit o gama ta, acum să zic că sunt aici, eu sunt un LDP-ul, să strigi galbul ăla, galbul ăla, ai făcut până în iarul băi, să strigi galbul. E ok? Vă zici, bă, pe mal, strigi galbul. Du-te cu jumătate de metru mai în spate, n-am venit împotrivă, dar nu faci.
Nu-i faci înapoi, dar fi numai unul, dar... Cât îți zice de mult? Dar n-ai cum să faci. Sunt destule cadastre. Cele mai multe sunt 30 metri, 30 metri. Acele 32 de cadastre care spune, v-am făcut eu, la care am făcut referire, să știți că sunt cadastre și de la domnul județean și la domnul național, sunt cadastre ale cetățenilor care au intrat cu cadastru în drum. Stau după ei să-și facă renta, repoziționare. N-ai cum să stai după ei să stai repoziționat. Îți faci cadastru și mergi mai departe. Da. La domnul județean, cât Nicoleta știe mai bine, erau patru, în partea asta mult. Ne-a luat cadastru și după mea măsurătorile aici nu le repoziționează. Dar nu dai mai departe. Nu, repoziționează, reîmpinge. Împinge până la povetat omului. El împinge, repoziționează până la cupetat omul, e ok, la un nu știu, s-au schimbat și rețele, înainte nu ne dărea voie, trebuia să dau declarații, că o să le fac. La un moment dat, la domnul național, erau 28, acum sunt mai puțin, 4, 5, nu știu cum s-au mai reglementat. Dar ei nu sunt de acord să plasăm căminile în cei 13 metri, nu? În 13 metri, maxim la 13 metri, dar eu am 11 metri, spre exemplu, unii stau, eu am 11 metri 50. Ar trebui să stii galbul și mă duc mai în spate ce metri jumătate. Păi nu s-ar putea să poziționăm că vine în curtea omului? Nu, pentru că o condiție esențială de preluare a instalației de apă a lea este ca acele cămine să fie pe domeniul public. Da. Și mi se pare ok. E așa, dar ai un cer vicios. Dar, până la urmă, domne, nu poți să intri în curtea ta de 1500 de persoane, să intri în curtea ta să verifici ce asta. Hai să zicem că nu pot, adică și mai mult de atât. Domnul primar de la Helegiu, care este prietenul meu, spune, domne, cea mai prostie să pui țeava de conductă în curtea omului. Sunt atâtea și atâtea încă ceasul azi nu mai plătești nimeni nimic. Îi scoate aerul, nu știu ce-i face, sunt multe șmecherii care spunea domnul prima. Și atunci, ce fac dacă pun în curtea omul? Că românul este nu ingenios, este super ingenios și întotdeauna găsește el o metodă astfel încât să plătească mai puțin sau chiar să nu plătească deloc. Adică, și am ținut cont de ce zice Cipuian, pentru că el are experiență în domeniu și știu că era a doua zi de Paști, era la el, acasă, și două, trei persoane de la DRM băuse puțin, domnule, nu avem apă. Nu avem apă, adică, bă, chiar în ziua de Paște, ce să fac dacă n-ai apă? Nu știu dacă avea apă sau era unul de la PSD, nu știu, sau unul de la PNR, nu știu. Știți cum este? Alte întrebări? Și cum ar trebui, cum reușim să găsim o soluție la asta? Am o soluție. Bine. Săptămâna viitoare vine și face cămina la ta. Nu a fost reușind cămina la Buozului de atâta timp. Am avut aici oameni. Nu vei bă, parcă a fost cu ghinion. Am făcut câte cămini a făcut? Câte s-au făcut? 33 de cămini. Da, am uitat de cămina la Buozului. Adică... Da, și unde, dar m-am dus acum. Și dacă ești cu mașină mică, nu poți ieși. Vine iar, da. Și ca să încheie, vă mulțumim.